Mânia. Patima mâniei pornește din puterea irascibilă a sufletului și cuprinde toate manifestările patologice ale agresivității. Puterea irascibilă, așa cum am văzut, i-a fost dată omului la crearea sa și face parte din însăși firea lui. Potrivit proniei dumnezeiești, ea era menită să-l ajute pe om să lupte împotriva ispitelor și a ispititorului și ca să se ferească de păcat și de răutate. Așa se defineau la origine finalitatea ei firească și folosirea ei normală. Dar așa cum am arătat, prin păcat, omul i-a schimbat rostul firesc și în loc de a utiliza această putere a sufletului pentru a se împotrivi celui rău, el a îndreptat-o contra aproapelui său, folosindu-se de ea contrar naturii. Aceasta face din mânie, sub toate formele ei, o patimă și o boală a sufletului. Mânia se vădește a fi patimă ori de câte ori ea se îndreaptă spre semenul nostru. O asemenea mânie nimic nu poate îndreptăți. Omului se cuvine să aibă mânie numai împotriva celui rău, iar nu pe cei înșelați de acesta, căci așa cum spune Apostolul, lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri. Efeseni 6:12. Păcatul trebuie urât, iar nu cel ce păcătuiește. Urăște boala, iar nu pe cel ce bolește, învață Maica Sinclitichia. Mânia despre care vorbește tradiția ascetică nu constă numai în manifestările violente, exterioare, care sunt numite așa în mod obișnuit și care sunt în general trecătoare și îi afectează în mod special pe cei care au un temperament coleric. Sfinții părinți privesc ca patimă și pun sub acest nume toate formele de agresivitate ale omului, exteriorizate sau nu, fățișe sau ascunse, grosolane sau subtile, și care, în general, sunt îndreptate împotriva aproapelui. Astfel, pe lângă ceea ce se numește în chip obișnuit mânie și care constituie manifestarea ei exterioară, vizibilă și violentă, forma acută a patimii în care mânia izbucnește și se dezlănțuie, Sfinții Părinți disting resentimentul, care este o mânie mocnită, interiorizată și ascunsă,
care are ca temei amintirea unei jigniri, a unei umiliri, a nedreptăților suferite. Ranchiuna, ura și toate formele de ostilitate, de animozitate, de dușmănie sau pe scurt de răutate. Proasta dispoziție, acreala, formele mai mult sau mai puțin dezvoltate de iritare și manifestările de nerăbdare sunt și ele expresii ale acestei patime. Tot de această patimă sunt legate indignarea și batjocura, ironia și glumele cu referire la oameni. Putem adăuga aici și sentimentele, chiar nedezvoltate, de rea voință, de la cele mai grosolane, care se traduc prin răutate și voința vădită de a face rău, până la cele mai subtile, care pot consta pe de o parte, în bucuria de necazurile sau de nenorocirea care lovește pe semen, iar pe de altă parte, în lipsa întristării pentru relele care îi se întâmplă sau chiar a nu te bucura de fericirea lui. În contrast cu aceste sentimente, adesea mărunte, ascunse și greu de observat, chiar de cel afectat de ele, formele extreme de violență, care rivalitățile de tot felul, bătăile, loviturile, rănirile și chiar omuciderile sau războaiele, derivă tot din patima mâniei, în sensul larg dat acestui cuvânt de tradiție ascetică. Mulțimea stărilor și reacțiilor sufletești legate de mânie ne ajută să înțelegem faptul că ea îl afectează pe om aproape în permanență, ca și celelalte patimi de altfel. Sfinții părinți observă că în orice formă de mânie, omul încearcă un soi de plăcere, care îl face să stăruie în ea. Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur zice, chiar de ar avea de suferit de pe urma purtării sale, îndură totul cu ușurință, numai și numai ca să-și împlinească această plăcere a sufletului. Că plăcerea este aprinderea mâniei, o petrecere care muncește sufletul mai cumplit decât plăcerea trupească, răvășind toată sănătatea sufletului. Sfântul Ioan Scărarul spune și el, atunci când vorbește despre ținerea din mintea răului și despre mânia care o însoțește, că este ca un piron înfipt în suflet, simțire neplăcută, iubită ca o dulceață a amărăciunii. Avem aici însă o legătură de ordin secundar cu plăcerea, care ne arată cum aceasta întreține mânia și mai ales cu dorința de răzbunare, dar nu cum o produce. Originea diverselor manifestări ale acestei patimi poate fi aflată în legătura inițială și mai profundă dintre ea și plăcerii. Evagre, reluând cuvintele unui monah îmbunătățit, arată că partea pătimașă se luptă tot timpul ca să dobândească plăceri. Sfântul Maxim Mărturisitorul și Ava Dorotei văd și ei în iubirea de plăceri, principala cauza mâniei. Mânia se naște în om atunci când vede că nu poate ajunge la plăcerea răvnită, dar și atunci când el se simte sau se teme chiar că este lipsit de plăcerea de care se bucura și când iubirea trupească de sine este lovită de durere. Mânia sa se pornește atunci împotriva celui care l-a lipsit de plăcere sau îi se pare că l-a lipsit de ea sau care constituie amenințare la adresa ei și îi se pare că i-o primejduiește. De aceea, Evagre definește mânia ca o pornire împotriva celui care a greșit, ori se crede că ar fi greșit cu ceva. Plăcerea simțuală este legată de dorința simțuală. Dorirea celor materiale și alipirea de ele sunt de asemenea cauze fundamentale ale mâniei. Aceasta ne face să înțelegem o altă afirmație a monahului pomenit de Evagri. Îmi retez plăcerile ca să înlătur toate pricinile părții pătimașe, ca și ceea ce spune el în altă parte. Înarmându-te împotriva mâniei, nu vei suferi niciodată pofta. Sfântul Isaac Sirul scrie în același sens, dacă suntem atrași uneori de cele supuse simțurilor, prin care ia uneori și iuțimea prelejul spre o pornire contrară firii, prin aceasta prefacem blândețea firii în sălbăticie. Sesizăm aici ecoul cuvintelor Sfântului Iacov, de unde vin războaiele și de unde certurile dintre voi? Nu oare de aici, din poftele voastre, care se luptă mădularele voastre?
din pricina iubirii bunurilor materiale și a plăcerilor pe care le produc ele, și pentru că le preferă pe acestea bunurilor și desfătărilor duhovnicești, ajunge omul să cadă în patima mâniei, așa cum arată limpede Sfântul Maxim Mărturisitorul. Am ales mai mult cele materiale în loc de porunca iubirii și, îngrijindu-ne de ele, ne războim cu oamenii. Se cuvine de să punem iubirea de orice om mai presus de cele văzute și decât însuși trupul. Tot el mai spune și că noi nu putem să iubim pe cei ce ne urăsc, fiindcă suntem iubitori de materie și de plăcere și le punem pe acestea mai presus de poruncă. Ba de multe ori, ocolim din pricina acestora și pe cei ce ne iubesc. Iubirea celor materiale și goana după plăcerea legată de ele se manifestă în mod diferit, așa cum am văzut, în diferitele patimi. Potrivit tradiției ascetice, există trei mari categorii de patimi sau trei forme principale de iubire a lumii, care sunt pentru om pricini de mânie, atunci când îi este răpită plăcerea care îi vine de la ele, când se simte amenințat să o piardă sau când este împiedicat să o dobândească. Lăcomia pânteciului, patima gastrimargiei, iubirea banilor și a bogăției sau în general a bunurilor materiale, patima arghirofiliei și pleonexiei și iubirea de sine, chenodoxia și mândria. Însă acestea sunt numai principalele pricini ale mâniei, cele mai frecvente și mai răspândite, căci ea poate avea numeroase cauze pe care nu oricine le poate sesiza cu ușurință, așa cum arată Sfântul Ioan Scărarul, care vorbind despre ele, se exprimă ca un adevărat medic duhovnicesc. Precum fierbințeala trupurilor este una, dar multe sunt pricinile înfierbântării și nu una, la fel și fierberea și mișcarea mâniei, dar poate și a celorlalte patimi, au multe și felurite pricini și prilejuri. De aceea, este cu neputința hotărât despre ele într-un singur chip. Îmi dau mai degrabă cu părerea despre sârguința plină de grijă cu care trebuie să caute fiecare din cei ce bolesc de ele felul tămăduirii lor. Cea din tâi tămăduire ar consta în a cunoaște cineva pricina patimii lui. Căci odată pricina aflată, noi, cei bolnavi, vom afla și leacul tămăduitor prin purtare de grijă a lui Dumnezeu și prin iscusința doftorilor duhovnicești. În afară de patimile pomenite mai sus, trebuie să mai numărăm printre principalele cauze ale mâniei și patima desfrânării, ca și prea multă odihnă a trupului. Aceasta, din urmă, poate fi pusă în legătură cu etiologia mâniei, dacă o privim ca pe o lipsă de cumpătare. Dând prea multă hrană trupului și odihnindu-l peste măsură, îi furnizăm un capital de energie care poate fi ușor folosit la întărirea puterii agresive a sufletului, în același timp producându-se o slăbire a trezviei duhovnicești și a voinței, care o pot controla și stăpâni. Dintre toate aceste surse ale mâniei, în mod sigur, slavă, deșartă și mândria sunt cele fundamentale. Vorbind despre ură, Sfântul Marcu Ascetul spune: această boală îi lovește pe cei care urmăresc întâietatea în ceea ce privește onorurile, iar când vorbește în general despre mânie, arată că patima aceasta se sprijină mai ales pe mândrie, prin ea se întărește și se face nebiruită. Atunci când omul este rănit în amorul propriu, când se simte jignit, umilit, desconsiderat, mai ales în raport cu părerea bună pe care o are despre sine și pe care se așteaptă ca și ceilalți să o împărtășească, el este cuprins de feluritele forme de mânie. Ceea ce pare a fi cauza externă și motivul ei întemeiat, nu este în realitate decât un revelator și un catalizator a acestei patimi, care își are originea în sufletul supus ei, în mândria ascunsă acolo. Nu cuvintele unuia sau altuia provoacă în noi supărarea, ci mândria noastră de a ne socoti mai bun decât cel care ne-a insultat. Prețuirea exagerată pe care fiecare o avem despre noi, arată Sfântul Vasile cel Mare. O dovadă a contrariu este faptul că cel smerit
rămâne pașnic și blând, chiar atunci când este lovit cu mânie. Prin mânie, prin ținerea de mintea răului și prin dorința de răzbunare, omul caută să-și refacă înaintea celui care l-a jignit, ca și în proprii ochi, imaginea pe care și-a făcut-o despre sine, la care ține și care socotește că i-a fost înjosită. Aceste ultime considerații nu sunt în dezacord cu ceea ce am spus mai sus cu privire la rolul pe care îl joacă plăcerea în producerea mâniei. Omul, cum vom vedea în continuare, află în slavă de șartă și mândrie o mare plăcere, care ajunge să fie amenințată, micșorată și chiar distrusă cu totul de jignirile și umilințele de tot felul venite din partea semenilor. Mânia apare deci în acest caz ca o reacție de revoltă în fața pierderii unei plăceri, dar mai adesea ca o reacție de apărare a plăcerii, primejduite sau chiar pierdute. La fel ca toate celelalte patimi, mânia sub toate formele este privită de Sfinții Părinți ca o boală a sufletului. Mânia este o boală de care firea noastră se scârbește, tot atât de mult ca de lepra trupească, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru dereglările pe care le produce, ea este îndeosebi socotită o formă de nebunie. Nu este nicio deosebire între mânie și nebunie, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Mâniosul este întru totul asemenea unui nebun, mai spune el. Mânia este o nebunie de scurtă durată, scrie Sfântul Vasile cel Mare. Desigur, mânia poate fi privită ca o formă de nebunie, mai ales în manifestările acute și violente, și mai ales atunci când ia forma furiei nestăpânite. Sfântul Ioan Scărarul o privește chiar ca pe o formă de epilepsie a sufletului. Sfântul Grigorie cel Mare, prezentându-ne o descriere mai precisă a acestei patimi în formele ei paroxistice, arată astfel limpede că ea poate fi asimilată unei forme de nebunie. Împunsă de boldul mâniei, inima se zbate, trupul tremură, limba se bâlbuie, obrajii se aprind, ochii scapără, omul devine de nerecunoscut chiar pentru cei care îl cunosc. Unul ca acesta vorbește fără să știe ce spune. Cu ce se deosebește un asemenea om de un nebun? De aceea, adeseori mânia pornește pumnii spre lovituri cu o furie pe măsura nebuniei sale. Mintea nu mai este în stare să țină frâiele, căci a ajuns bătaia de joc a unei puteri străine, și dacă furia mișcă membrele omului făcându-l să lovească, aceasta se întâmplă pentru că în lăuntru lui turbarea a înrobit sufletul, lipsindu-l de firească lui putere de stăpânire. Sfinții Părinți arată adesea în același sens că cel care ajunge la asemenea forme violente de mânie este asemenea unui posedat, și putem aminti aici legătura directă pe care ei o stabilesc între anumite forme de nebunie și posesia demonică. Putem spune că mânia se înrudește și chiar se identifică cu unele forme de nebunie și de posesie demonică pentru faptul că au în comun un mare număr de simptome cu totul asemănătoare. Să examinăm în detaliu această patologie, care se vede limpede în formele cele mai violente ale mâniei, dar care poate fi regăsită în diferite grade și în celelalte forme ale ei. Pe plan somatic, mânia, în manifestările ei acute, provoacă o tulburare caracteristică, ușor de observat din exterior. Mai ales la Sfântul Ioan Gură de Aur și la Sfântul Vasile cel Mare, găsim o descriere tipică a acestei tulburări a trupului, analogă celei prezentate de Sfântul Grigorie cel Mare, citată mai sus. În lăuntrul trupului, mânia se traduce prin tulburări de ordin fiziologic. Formele năbușite și cronice cunosc și ele asemenea dereglări. Toate acestea tulbură funcționarea firească a trupului și îi zdruncină sănătatea. Sfântul Ioan Gură de Aur atrage atenția asupra acestui fapt, spunând că mânia vatămă trupul. Cunosc mulți oameni pe care i-a îmbolnăvit mânia. Iar Sfântul Ioan Scărarul arată urmările pe care această patimă le poate avea în ceea ce privește modul de a se hrăni, ea conducând fie la anorexie,
fie la bulimie. Dar mai ales tulburările pe care mânia le naște în suflet ne îndreptățesc să o privim ca pe una dintre cele mai grave boli ale lui și ca pe o formă de nebunie. Mânia obișnuiește mai mult decât celelalte patimi să tulbure și să zăpăcească sufletul, spune Sfântul Diadoh al Foticeei și după el Sfântul Ioan Scărarul. Mânia, scrie Sfântul Grigorie cel Mare, tulbură sufletul, îl sfâșie și îl sfârtecă, semănând în el zăpăceală. Patima nerațională a mâniei pustiește, zăpăcește și întunecă tot sufletul, spune Sfântul Marcu Ascetul. Ea strică sufletul și tulbură cu totul starea lui firească, arată de asemenea Sfântul Ioan Gură de Aur, care mai spune despre ea că sluțește sufletul, strică sănătatea sufletului, mâncându-i, rupându-i, rozându-i toată puterea, făcându-l cu totul nefolositor. Tulburările pe care le naște în suflet mânia sunt nenumărate. Mai întâi, ea perturbă atât de puternic activitatea rațională, încât pare că omul își pierde uzul rațiunii. Mânia alungă silnic rațiunea și scoate afară din legea firii cugetarea, scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul. Când această patimă a izgonit rațiunea și a pus stăpânire pe suflet, nu-i mai îngăduie omului să fie om, că nu mai are ajutorul rațiunii, arată Sfântul Vasile cel Mare. Rațiunea fiindu-i ca și cuprinsă de beție și întunecată, omul nu mai poate judeca corect lucrurile. Așa arată Sfântul Ioan Casian, scriind că atâta timp cât mânia stăruie în inimi, orbindu-ne mintea cu vătămătoarele ei întunecimi, nu vom putea ajunge nici să judecăm cu dreaptă chipzuință, dar să mai încapă noi lumina Duhului și adevărului. Că zice Scriptura, tulburatul s-a de mânie ochiul meu, Psalmul 30:10. Nici parte de adevărata înțelepciune nu vom avea, nici nu vom fi în stare să păstrăm cărma dreptății, ajutați de un ascuțit discernământ al minții, fiindcă cel iute la mânie săvârșește nebunii. Pilde 14:17. Nimic nu tulbură atât de mult curăția inimii și limpezimea judecății ca mânia fără socoteală, care izbucnește cu multă furie, constată la rândul său Sfântul Ioan Gură de Aur. Omul ajunge să vadă lucrurile prin prisma mâniei, rațiunea este cu totul supusă patimii. Cunoașterea realității este perturbată, chiar dacă privite din exterior, facultățile lui cognitive par a lucra în mod corect, iar capacitatea de a raționa este, formal vorbind, teafără. Omul căzut pradă agresivității încetează de a mai sesiza realitatea așa cum este, ajungând să o vadă cu totul deformat. Patima naște în el o cunoaștere delirantă, legată de modul pătimaș în care o vede. Cu adevărat, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, un om cuprins de mânie se aseamănă cu un nebun. Uită-te la omul cuprins de mânie, e ca și nebun. Când demonul mâniei intră în el, îl face să-și iasă din minți și îl împinge să facă lucruri potrivnice celor ce se cuvin a fi făcute. Mânioșii nu mai văd bine, nici nu fac ce trebuie, ci ca și cum li s-ar fi stricat simțurile și și-ar fi pierdut mințile, așa fac totul. Ei sunt striviți cu totul de mânie. Tot el, comparând mânia cu beția și spunând despre ea că nu este altceva decât o ieșire a minții din mersul ei firesc, o rătăcire a rațiunii și pierderea cunoștinței, se întreabă: spune-mi oare, prin ce se deosebesc cei aprinși de mânie și bezi de furie de cei ce se îmbată cu vin? Oare nu la fel se poartă și unii și alții? Oare nu dovedesc ei aceeași neînfrânare și nu în același fel se dezlănțuiesc împotriva semenilor, nemai știind ce spun, nevăzând limpede pe cei din fața lor? Și după cum nebunii și cei care delirează se aruncă în prăpaste fără să știe ce fac, tot așa se poartă și cei cuprinși de mânie și biruiți de furie. Sfântul Vasile cel Mare arată, ca și Sfântul Ioan Gură de Aur, că sub efectul mâniei omul ajunge să nu mai respecte ceea ce e fundamental valoros în el și în semeni, nu-și mai recunoaște aproapele
și își neglijează chiar binele personal. Delirul produs de mânie are ca efect modificarea proporțiilor. Întâmplările nu mai sunt percepute și trăite la adevăratele lor dimensiuni, ci unele sunt în mod exagerat îngroșate, iar altele cu totul șterse sau abia băgate în seamă. O altă trăsătură patologică esențială a mâniei, care permite asimilarea ei unei forme de nebunie sau unei stări de posesie demonică, este alienarea la care ajunge cel căzut pradă acestei patimi. Acesta nu se mai poate stăpâni. Pare că nu mai acționează condus de rațiune și din propria voință, ci ca și cum ar fi împins să gândească și să acționeze sub presiunea unei forțe din afara lui, pe care nu o poate controla cu niciun chip și care înrobește sufletul și trupul. Omul devine literalmente o marionetă a patimii sale. Această alienare nu este legată numai de formele violente ale mâniei. Ea poate fi observată și în cazul ținerii de minte a răului sau a urii înăbușite, când toate facultățile omului sunt focalizate asupra obiectului împotriva căruia se manifestă aceste forme ale patimii. Când omul este ca și silit să-și amintească în permanență de jignirea care i s-a adus și să se gândească tot timpul la mijloacele cele mai potrivite de a se răzbuna. Chiar și în cazul în care mânia nu este decât o simplă iritare, omul pare de asemenea mânat în felul de a se comporta de o forță din afara lui și care scapă de sub control, ceea ce se și recunoaște uneori atunci când se spune despre un asemenea om că e prost dispus. În sfârșit, un ultim simptom patologic esențial în cazul mâniei este agitația psihomotorie de diferite grade care o caracterizează și care o apropie și din acest punct de vedere de manifestările de nebunie și de stările de posesie demonică. Comportamentul omului mânios devine dezordonat, lipsit de sens. Omul se dedă celor mai ciudate purtări, pe care în mod normal le-ar dezaproba. Cei mânioși sunt capabili de porniri violente și nestăpânite și de apucături rele și nimeni n-ar putea descrie chipul în care mânioșii dau drumul mâniei, țipă, se sălbăticesc, se năpustesc cu tot atâta furie ca și animalele. Tot ce vede ajunge o armă în mâna furiei, arată Sfântul Vasile. Mânia, spun Sfinții Părinți, este pentru suflet un adevărat venin, prin care diavolul roade cu cruzime pe dinăuntru. Amintirea insultelor, ura și dorința de răzbunare, mai ales, sunt ca un venin care se răspândește peste tot în suflet, otrăvind inima. Sfinții Părinți o mai numesc viermele minții sau foc atot mistuitor. Păstrând în suflet mânia, amintirea răului, ura, dorința de răzbunare, încetul cu încetul omul se distruge pe sine. De păstrezi ură față de dușman, ți se pare doar că te răzbun pe el, dar te chinui pe tine însuți, constată Sfântul Ioan Gură de Aur. Ți-ai pus în lăuntru mânia ca un călău care te biciuiește, ca un vultur care îți fâșie măruntaile. Sub influența acestor atitudini pătimașe, omul nu-și mai află pacea, fiind aruncat într-o stare de mâhnire și neîncetată neliniște. Omul cuprins de furie nu cunoaște pacea. Și tot așa, cel care ține în suflet ură împotriva dușmanului său, afirmă Sfântul Ioan Gură de Aur. Omul agitat de furie, spune tot el, se învrednicește de mii de suferințe și fiind tot timpul tulburat de năvala gândurilor, petrecând zi și noapte în tulburare și în neliniștea sufletului, el suferă aici pe pământ toate chinurile iadului. În plan fundamental al relației omului cu Dumnezeu, patima mâniei are efecte deosebit de nefaste. În primul rând, ea îl înstrăinează pe om de Dumnezeu. Nu numai că ea se opune mâniei vrednice de cinste, luându-i locul, dar se împotrivește, lovește și stinge o virtute deosebit de prețioasă, care ține în chip firesc de suflet, și anume blândețea, forma iubirii prin care mai ales omul se aseamănă cu Dumnezeu. De aceea, spune Sfântul Grigore cel Mare, că păcatul mâniei, alungând blândețea din suflet,
strică asemănarea acestuia cu chipul cel dumnezeiesc. Altfel spus, Sfântul Duh nu se mai sălășluiește în om, iar Duhul cel rău, adus de purtare pătimașa acestuia, vine să ia locul. Lipsit de Duhul Sfânt, care îi conferă ordine și unitate, sufletul se află fără rânduială și dezbinat. De îndată ce este lipsit de Duhul, spune Sfântul Grigorie cel Mare, sufletul ajunge la nebunie vădită și suferă împrăștirea gândurilor și neorânduiala mișcărilor din afară. Același Sfânt Părinte spune că atunci când mânia biruie blândețea sufletului, îl tulbură și, ca să spunem așa, îl sfâșie și îl sfârtecă, împingându-l să se războiască cu sine. Părăsit de Duhul Sfânt, care îl lumina, sufletul cade dintr-o dată în întuneric, mai întâi de toate întunecându-se ochiul inimii. Atunci omul cade din adevărata cunoaștere. Dumnezeu lipsește de strălucirea cunoașterii sale sufletul pe care mânia l-a întunecat cu neînțelegere, scrie Sfântul Grigorie cel Mare. Mintea nu mai este în stare de contemplare duhovnicească. Pornirea de mânie, aprinzându-se din orice motiv, întunecă ochii minții, căjvârându-se în ei bârna ucigătoare a unei boli mai grele, nu le îngăduie să mai vadă soarele dreptății, scrie Sfântul Ioan Casian. Iar Evagrie spune, după cum celor care au vederea bolnavă, privind la soare, li se împăienjenesc cu ochii de lacrimi și văd tot felul de năluciri în văzduh, tot așa mintea, tulburată de mânie, nu poate să ajungă la contemplarea duhovnicească, ci un nor se așează peste cele pe care dorește să le privească. În special omul nu mai poate sesiza prezența lui Hristos în el. În acest context, e de la sine înțeles că mânia este o piedică în calea rugăciunii, care, așa cum spune Evagrie, este vlăstarul blândeței și al lipsei de mânie. Împiedicând rugăciunea, mânia duce la pierderea sănătății sufletului, care este legată de ea, și îl împiedică pe om să ducă adevărata viață pentru care a fost creat. Mânia care sporește și întărește agresivitatea rea, necuvenită, duce în același timp la slăbirea agresivității virtuoase a sufletului, dată omului pentru a lupta împotriva păcatului. Puterea sufletului nu se mai exercită în războiul duhovnicesc, fiind aproape paralizată. Sufletul devine neputincios și tot ce face spre îndreptarea lui, face cu multă trudă. Toate aceste consecințe patologice sunt catastrofale pentru om, pentru că, în fond, mânia duce la moartea sufletească. Ea alungă din suflet virtuțile și, mai întâi de toate, stinge iubirea. Încetând să se îndrepte, potrivit menirii sale firești, spre omorârea gândurilor drăcești, ea strică gândurile cele bune din noi. Lipsit de virtuți, sufletul cade pradă mulțimii patimilor, mai ales tristeții, achediei, fricii și mândriei.